Salut și bine v-am găsit la un episod ce scălam, lasă nici când nu te lucrez. Aici pe canal, băi, băi, n-am mai ți filmat nimic de mult, de mult, n-am mai știut ce să filmez, n-am mai, nu am știut ce jocuri să mai joc, și încă mă gândesc ce jocuri să mai joc, dar e partea a doua. Nu trebuie. Trebuie să ajungem de unde am plecat, gen. Bun. Stați să luăm. Pușca? Pușca? Ah. Așa. Și dacă vă place, nu uitați să dați un like, subscribe și share. Ia. Opa, ce-a scârțit microfon. Trebuie să schimb brațul, dar cred că îl schimb cu tot cu microfon. Așa. Nu știu ce să mai jucăm pe canal, băieți. Pentru că și deoarece episodul trecut am fost acolo, am luat o fără first aid kit-uri din alea pentru domnul Vulver, ăla de s-a bătut cursul. Și acum mergem înapoi la el, să vedem ce îi facem. Cum îi spune? După, cred că... Știu că trebuie să mă bat undeva cu ursul. La un moment dat, hai să mai mergem mai încet. Și cum v-am spus, dacă vă place, nu uitați să dați un like, subscribe și share. Sau de ceva, dar nu știu. Atenție, cade capre. Chiar nu știu ce jocuri să joc, gen... Să vă placă și vouă. Adică să aveți plăcerea, să vă uitați, nu că... Știu că prezența mea e mirifică, dar trebuie să jucăm și ceva mișto. Ca idee, așa, nu că... Ne lăudăm sau ceva. Dar... Na. Știți ce zic? Acum... Eu de aia nici nu vorbesc acum, să nu vedeți, sunt puțin așa, în dubii, nu știu ce să... Nu știu ce să... M-am uitat prin trending la jocuri și nu m-a atras absolut nimic, adică GTA 5 și Fall Guys era aproape Epic Games și na, acum le-au luat toți, că e gratis. Mai aveam, cum se numește, mai aveam un Rudan, nu mai știu. Mai avem Car Mecanic, dar el e plictisitor. Tot așa ceva cu povesti, ca să fie interactiv. Interactiv, să... Nu. Da. Te-am la o poveste, una alta. Deci ce zic? Adică... Și cum e și asta? Acum facem povestea, că altfel era plictisitor să te joci. Nu am luat-o bine pe aici, nu? Nu am luat. A? Ba da. Da? În cap? Hai zi încă în cap. Așa. Nu vreau să mă bag cu lupul, sincer. Nu vreau să cheltui gloanțele. Și cum mai era unul pe aici, dar nu știu unde. Da, cred că Știu, dar nu știu, știu, dar nu știu. M-am uitat, în fiecare zi mă uitam la YouTube Studio, la astea, la vizualizări, la abonați 288. Aproape 300, e bine. N-am... Sincer, l-am cam lăsat așa, că... Cum v-am zis, cu serverul așteptăm update la un... La placa de bază, la baza de date, cum ar fi... Trebuie să vină, că nu putem să-l deschidem până atunci, e complicat, dar... O să fii sincer, cred, cel mai top server, zic. Mașini, de la mașini până la... De la mapping-uri, de la mașini, la scripturi, la joburi, la... Așa zicem noi. Și echipa noastră din spate. Și cei care joacă 5M, de acum o să aibă și, cum se numește, o să vă dau, cum se numește, shop-ul meu cu mașini și cu din astea de unde poți să le cumperi. O să-l las în descriere. Pentru că am văzut că în România nu prea să... În engleză, dar... N-are treabă, adică este și în română și în engleză pentru noi. L-am făcut eu că...
Sunt mulți care, nu știu, mi se par așa, nu am văzut niciun shop în română să cumpere mașini sau mapping-uri sau scripturi. Scripturi n-am, nu am pus pentru că nu mă mor după ele, dar zic așa. Și ăla e loc. No. Și o trebuie să vină ursul pe undeva pe aici, dar... A, ba nu, că nu mă... Nu, eu nu m-am mai jucat, mea... Era mai mic prima oară când l-am jucat prima oară. M-am jucat numai până acolo, nu m-am mai întâlnit, mi-a fost frică să mă mai joc, dar nu știu de ce. Nici mișto ai poza asta. Și acum trebuie să o luăm prin păduri și ajungem unde ne dorim noi. Asta așa, să mai și să iau ceva, să-i dau de mâncare lui ăsta. Știu că nu e bine să stau așa, dar... Și... N-am... Haideți. Ia avem ceva mai bine. Eu încă mă gândesc, băieți, la ăsta cu... Cu ce se jucă pe canal. Să crească canalul, nu știu, să... Na, nu știu. Înțelegeți voi ce, la ce mă refer. Să... Nu știu, să placă la lume, să atragă lumea, nu știu. Și nu numai să atragă și să placă, dar și să fie... Na. Să placă și mie, să vă placă și vouă, să nu ne plictisim de el. Cum e și asta? Asta îmi place. E plictisitor chestia asta cu... E plictisitoare chestia asta cu mersul pe jos. Dar rest... E frig asta. O, băsit. Ce vă zic? Mor. Avem nevoie. Mai eu bine pe aici? Da. Nu mai știu exact opinia mea, dacă mă credeți. Știu că am luat-o pe... Știu că am ocolit-o ăsta. Și... Nu. Da, de acolo se aude. Am auzit că se bagă... update nou pe Counter Source 2 sau nu știu ceva genul. Încă te... Să... Precizează pe toate forumurile. Și... Da... Nu știu ce să zic. Ce cu pe ce trebuie? Băi, o căldură! Afară, zic. 30 grade, mă, cava gura voastră. I-a venit vara, mor de cancer. S-a mă bată tata, dragă mine. Ei, Este pe ce era mișto să aibă niște ceață din aia mișto de să bulgări gen. Păi pe ultra joc, uitați. Dacă nu credeți că vă mint, uite, pe ultra tot. Astea n-au nicio distanță, că am umblat, eu le-am dat pe toate la maxim, n-au nicio treabă. Și... Eulu. E frig. Dar că ajungem acum la asta. Ne dă cație, după aia plecăm. După... Nu mai știu eu... Hai, mai avem puțin. Vreau mai să fie ursul pe aici. Mor de risc dacă se întâmplă asta. Am și GTA-ul ăla să-l termin, dar... Trebuie să-l termin, că nu vreau să-l las așa dizbil, și cum e și cu ăsta la fel. Nu vreau să le las, cum ar fi de lung, dar să-l las. Iar asta vreau să-l termin pe canal. Orice ar fi, pentru că... Nu. Mi-am făcut, am crezut că am pierdut data audio până acum. Dar n-am pierdut-o, pentru că am făcut eu ceva la hardul la C. Și am apăsat pe ei, nu mai știu ce am făcut, l-am configurat, nu știu cum și... Mi s-au pierdut niște chestii. Și credeam că s-a pierdut și asta, de aia n-am...
Nici n-am mai încercat, dacă mă credeți. Uite, ușa asta când se vede. A, hai să treci, brei. Cu pișorul ăla. Bă, uite, tataie! Bagonia. Așa e sam. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Nu contează. So I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. Oi, băieți. Iar mă pui să umblu prin frig. Uite, picioare în picioare, sărăcine. Maybe. What? I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there. Hunting us. Smart old bastard. He'll keep us from getting out. Getting supplies. Finding help. Eventually, he'll either get us. Săracuțul de tine. Asta. What's this unfinished business between you and the bear? Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. Yeah. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialist from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Da, ia, ce vedem. Ia. The main reason I'm Băieți, dacă auziți păsările pe fundal să mă bată tata dacă nu le arunc pe geam. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then, I'm not sure. Oh. Well, the roads from Milton don't lead this way. Olo. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well,
won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah. Sigur, brei. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Yeah. Forest talkers. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Independent. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Strange. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Mă disperă microfonul sau când scârții. Ai partea a doua. Not spooked. Mă singeți, mă. Changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake lines that'd be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. The area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Sure. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's... You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, there's no use with the old bear out there. Your path to a working radio and our survival is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay. So we have to deal with the bear. Rifle shots don't seem to do much. So that's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him.
special bear like that needs special magic to bring him down. Крутой смотрю, тупо он спирит. Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place, Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. Da, mă. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. Băi, nu știu, nici nu mă ne chestia suflet. Disappears for days. Da. Wife's fever breaks. M-am plictisit, sincer. Some men go out looking for him, and they find him half dead, blood all over him, body torn almost in two. Bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg. And you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear. 10 minute când avem asta, am mâncat vargura voastră. Mă. Uai, leo. Let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Bine, bre. Ah, de băți. Este de spirit for hunting lodge. Uai, deep. Tatăși.
Nu mai știu unde era. Am mirat urs. Trece pe drum, nu? Trebuie să fac tranzitul, gen. Stați, stați, nu plec. Nu plec de aici așa până n-am... De ce nu mai aud? What the fuck? Ce-mi plac căștile astea cum se aud. Ah, da, băieți, dacă vreți căști ca să rău de tort, cumpărați-vă Kiris Altair, pentru că am avut veștile căști Hama Rage, vibrații 7.1, toate nebunile, fost super mișto. Avea vibrațiile alea, erau foarte puternice pe lângă astea, dar erau inconfortabile câteodată, adică îți vibrau pe urechi efectiv. Astea sunt foarte soft, cum ar spune adevărații youtuberi, dar eu nu sunt așa ceva, așa că, na. Și... am fost și eu așa în dubii când le-am cumpărat, am zis, bă, sunt două zile, trei, patru, săptămână, două și duc, dar m-am batat dacă nu sună mișto și... mi se aud calitativ, gen, nu zici că din plastic. Au un plastic de ăsta... mișto, nu prea au plastic, adică au laterale, au LED, au ăsta RGB în laterale, super, microfonul s-aude super mișto, dar eu nu l-am mai configurat pentru că l-am pe ăsta. Și da, e super, 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 super mișto. Și mai sunt o pereche wireless, parcă tot de la ei, cele ce s-au super. Acum, nu știu, mouse-ul acestea nu am, de la Redragon le am și nu am găsit căști de la Redragon mișto, că altfel luam de la ei, dar nu am găsit. Și nu aveau nici vibrațiile cum vreau eu, așa că nu mi-am mai bătut capul, pentru că dacă încep cu ceva, trebuie să stai până la capăt cu acel ceva, nu poți să cobori gen, nu știu, gen. Nu poți să îți dai downgrade de la anumite căști la alte căști, adică tu dacă ți-ai luat căști de, zicem, 300 de lei, 200, 200, na? Nu treci la căști de 100 de lei sau mai puțin și... cum se numește, poți să ai surprinderea cum să stea, deci că gândiți-vă că Hama Rage-urile alea costau 380-400 de lei când au apărut, pentru că abia a apărut chestia aia cu brații și alte nebuneli și scăpa de lup. Eram sigur că o să mă vadă pentru că s-a întors. Și nu. Acum... deci ne rezervă... domnii de la... The Long Dark. Nu știu, nu mai știu cum se numesc băieții care au făcut jocul. Dar ar trebui, când ajungem la aia, să ne cam culcăm. Pentru că... nasol. Mamă, ce mă speră, nu știu ce s-au auzit. Știu că pe aceea sunt niște lupi. Nu câte ține minte. Idem. Și cum ziceam de căști... să... vă cumpărați și vreți voi. Deci aveți buget, dar să nu luați toate panaramele.
Am auzit și ele de la Marvo. Aveam un prieten cu sau de mișto. Am avut și odată un mouse. M-am apucat pe moare de YouTube, aveam mouse-ul ăla. Prima oară când m-am jucat jocul ăsta, aveam mouse-ul ăla. Super mișto, sincer. Dar era, avea un fel de cauciuc, nu știu ce era, și s-a dus cauciucul. Și după aia n-am luat pe ăsta de la acum. Bă, dar asta o busă, știi, tare. Ești frig. Se face noapte și nu-mi place deloc. Cred că dacă mă prinde noapte pe aici, am dat de naiba, de verde. Am jucat Outlast 2. Am terminat foarte cancer jocul. Nu vă... Mi-a fost frică, m-a pus... Frate, eu să mă joc, mâncava și gurile voastre. Și cam nu prea a fost casă, mai ales în școala aia. S-a mă bată tat. E, nu știu, cancer. Rău. A, uite aici am avem asta, da. Ce cu pot să explorez, să mă duc încolo, încolo, dar nu are rost, efectiv. Din punctul meu de vedere. Adică... Noi jucăm jocul ăsta pentru story, nu... For exploration, nu e bun. Nu jucăm pentru explorat. Și asta mi-e și super greu. Adică... Vedeți, da seama că trebuie să mă duc și să mă întorc înapoi. Nu știu unde să așa. Haideți să mai mergem puțin. Am luat frigul rău de tot. Păi ce-am mai trecut odată noi? Dacă mai țineți minte. Noi ne întoarcem mai înapoi în orășel. Mai avem puțin. Așa e viața asta. Pleci cu avionul, rămâi, te mănâncă lupi și ursul. Ia uite-o. Uite alții acolo. Ah, bă. O să o luăm pe... De ce nu m-am luat-o eu pe apă până acum? Bă, deștept să-mi luat-o, să-mi bag picioarele. Ce ți-o fac, bă? Bă, nu! Ah, acum m-am lăsat aminte că de ce nu merg pe aici. Că se poate sparge. Need to find some place to escape this cold. Mamă, ce-am scăpat. Poți să cazi în apă, acum mi-a lăsat minte. De aia nu merg eu pe aici niciodată. E mult mai simplu, dar e nasol că o să cazi în apă și tu uiți ce se uită ainele și nu e bine. Și da, nu e bine deloc. Dacă ți se uită fain. Bă, dar mai am o grămadă. A, ba, nu, nu mai așa, mă. Mi-a trebuit mie să merg pe asta. Poate să cazi și instant, nu că neapărat trebuie să apară aia. Mi-a fost așa. Să mă rup gât. Bine că îmi bagă muzică de asta de... Mormântare, să mă bată tat. Mi-a murit cheful de viață.
Uite al lup în stânga. L-ați văzut? Mamă! Lua să-i cald, lua să-i frig și mi-am cald. Fugi, fugi, că pot să fug, fug numai. Din cer, chiar numai. Am plictisit. S-a plictisit tot jocul s-a cutat. Bă, băi, îți revin eu când ajungem acolo, că n-are rost să fie. Băiți, cred că jocul ăsta trebuia să numească simulator de mers pe jos, decât sincer vă spun acum. O să nu aibă, acum gândiți-vă că trebuie să mergem până undeva sus pe munte în dreapta. N-am no clip, dădeam cu no clip. Cine să scap de astea cât mai repede? Gândiți-vă că noi trebuie să mergem aici, în cavaj gurile voastre. Ce naiba asta? Cine să o iau în dreapta cumva să fac niște perșuste, nu știu. Îmi bag modic, apăs F3 și mă duc cu nou clipul până acolo, nu știu. E prea mult, efectiv. Vine și noaptea, găsim o căsuță, tragem pe dreapta. Nu mai. Efectiv, nu are rost. De pe pana mea. Și ăștia de... au făcut jocul. Bă, frate. Merge pe jos, dar... ești chiar atât. Pana mea. Și-au făcut ăstea ca să... ce, să țină jocul mai mult sau cum? Nu e. O să ieși pe acolo, da. Ia, chiar azi nu uităm. Vine o căsuță și ceva. Și azi vine mare lupi după mine. Nu avem unde ce e o găurică, unde nu avem, nu avem. Nope. Știu că undeva să ne întâlnim cu ursul. Nu știu exact. Știu că trebuie să mă întâlnești cu... sărăcia aia. Nu am uitat cum îi cheamă pe moșnia acolo. Undeva pe aici. Nu, n-am spune. Cred că pe aici mă luăm bine. Cred, am zis cred. Nu știu. Astfel se vine mai aproape. Ma. M-am luat din greșeală, dar l-am luat eu toporul în cavaj, gurile voastre. Mi-a căzut și pușcă și tot pe jos. Da, așa. Nu mai am cioșor, nu mai am nimic. Da, e așa, boss. Rezolvă. Nu e problema, stai cu minte. Adaug tot ce fac. Îmi trag și-o de asta. Why didn't that work? Pușca. Și eu nu-mi bate inima. Prea mai am viață. Eu nu mai am nimic, am picioare este. Nope, sunt papuci.
Unde fuge? Urmășalule. Am pusat din greșeală pe ăla primul, că dacă dădeam cu toporul era mult mai... Ultim. Bă, dar nu pe aici, mă, pe între să o iau. M-am pierdut rău. Aha, am văzut. E în pana mea de aici. Știu că o să vine noaptea, dar trebuie să iau la de carne, că vreau să-mi fac la grătar când o fi. Dar mi-a scat din via... băieți! Nu înțeleg de ce o să mor după cât îmi dau eu seama. Pentru că și deoarece o să și nu pot să-l pun nicăieri. Hai mă, tată. O să cadă, o să mor. Nu! Eu de informații mi-e tânăr în jurul after fall, ea... Doamne... Oi, băieți, măcar ne-a dat de aici, dar... Sincer, mai bine, pentru că și deoarece... Let's see if there's no good in us, but oh, come on. So not sure if I still have it in my chest. Sure. Da, nu știu, mi se pare o prostie chestia asta cu... Na, da, nu o să le mai dai, adică o să le las așa. Și o să le pun direct și o să am grijă la locul ăla când vine, să-i dau, îi dau Armagedonul. Și da, să urcăm pe acolo, după aia ajungem sus. Mergem, după aia cred că o să închide episodul, pentru că și de oare... Bă, nu prea am făcut nimic în episodul ăsta constructiv pentru o poveste, doar am mers cam mult pe jos. Da, asta e. Ia-ți demonii ăla. Unde ești, frate? Hai să-l văd la depărtare, să-i o dau. Unde ești, frățiorul? Dorm. Frățiuer, am luat-o rău pe aici, frățiuer. Damn, uitam eu că nu era ceva nasol. Mai în față mai erau intrare. O căsuță era mișto să fie pe aici. Care de lup, de câini, mă gavă. Na, lupul e câini totuși. Să zicem. Chiar acum o să mă uit pe Steam și pe Epic și pe astea să văd ce jocuri mișto mai sunt, că... Nu știu, nu... Prietenei! Unde e ăsta? Nu mai e? Trebuie să fie pe aici, n-aricu. Hai, luăm pe acolo. Ce faci, frate? Salut, frate! Vezi că ai murit puțin.
Mi pare rău. Nu fac și o armă. Trebuie să mai fie unul pe aici, da? Da? A. Am mai luat carne. A, n-am mănânc carne de câini. Dacă stai să te gândești acum mănânci și carne de mort, dacă ți-o foame, ești bun. Și pe frigul ăsta. O pui alea că pe foc. Și ai... Încă încă le scala, da, uite, și venim. Cine ar da să fie și la mine acum zăpadă? Să nu mai fie așa frig. Să nu mai fie așa frig, să fie așa cald, toată fac, mi-am dat acum seama. Am vrut să deschid o serie, să ne jucăm eu rotrag așa de fan. Dar am zis, băi, la fel ca asta, adică mergi numai cu tirul și nu e... Așa avea prieten să mă joc, cred că o să-l bag pe Azazel. Pe Azazel, da, pe Azazel. Îl pun pe Azazel să ne jucăm un LOL ceva, dacă vă place LOL-ul. Și... Da, nu. Poate prinde. Deci, știi, poate place la numele, dacă prinde. Sunt oameni și oameni care joacă de ferit. LOL, ce e ăla? Un piat. Hai, frate, o casă. Cât am parcurs? Am mers eu, nu e mai... Nu, am mers tot ei. Nu ne-a omorât lupul, ne-a omorât ursul. Mai puțin și vine noaptea, îi între, e așa... Amurghii. Gen, uite, începe să noapteze afară. Și noi trebuie să ajungem cât mai repede la o căsuță. Pentru că... Nu e bine să mergi noaptea. Pentru că nu vezi unul la mână, nu vezi lupi X, Y, Z chestii. Eu la mână, ăsta nu vede calmea noapte. Ce-i super de căcat că nu vezi nimic. Și... Yep. Cred că avem 50 de minute iar de The Long Dark, iar stau... M-au zis ceva. Am auzit ceva și nu mi-a plăcut ce am auzit deloc, chiar nu mi-a plăcut ce am auzit. S-a auzit un urș, un urșuleț și a auzit și gata, aici vine ursul după noi. Gata, țin minte acolo când o să intrăm, o să vină ursul, hai să vedeți acum. Nu vă speriați, fetei și băieți. Sunt eu aici cu voi, vă dau o palmă dacă vreți, dacă doriți, dacă... Gen, e cutscene din ăla. O... Uite. Și acum vine ursul. Gen. A, bă, nu. Ce e asta? Oh, shit. Băi, băieți! Am luat zic că trebuie să fugi de urs. Unde naiba am ajuns? Da, nu cred. Ratatata, știu cine e asta, nu mă sperie, stați calm. Ia stați așa. Nu o să-mi aduc noaptea, o să dorm cu ăsta aici. Nu are rost. Băi, nou! Face! You again? Oh,
war? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear, the cold, hunger, the old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross. Listen, old man, I'm not sure. You think things are going to go back to the way they were? The lights in the sky. Mm-hmm. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. And no, yet, it has happened. So. Băi, citesc eu astea și după aia revin. Două secunde. Deci, mi-a povestit că astea, când astea s-a prins luminițele. Gen. Și... Haideți, bă, băi, să mergem noapte, ce are? Ai, mie ești mai cox. Și, cum îi spunem? Noaptea când este aurora boreală, se aprinde becurile. Astea. Și super noapte, super mișto noaptea, pentru că avem lumină, că dacă se ducea aurora, rămâne pe întuneric. Nu cred că se duce, nu cred. Hai mă frate, nu te du. Te rog, eu. Cum mamă. Toți copiii, de ce-i verde? Mamă, ce m-am speriat că nu l-am văzut. De ce-i verde în Paștele? Mamă. Iar vine. Mamă, ce mă sperie chestiile astea. De ce-i verde? Bă, la ce boală fac așa reclamă? Nu, că puta ui, nu. Ați auzit engleza mea? Put away. Nu l-am văzut, îmi bag picioarele în gura lui. E răpșugos. Nu cred că se stinge. Urcat. Mă rog frumos, băieți, totuși, avem și noi o prestanță. Ați șoc, nu-i nimic, ține-o minte. Șoc, că e întuneric, foarte întuneric, nu că e întuneric. A, ba nu, că este aurora boreală. Dar nu înțeleg asta, verzi cu chestii, cu... Dar să aprinde și noi focul ăsta. Parcă aveam o bucată de carne, dar nu mai știu ce aveam. A, de fior. Așa. Nu. Așa. Coc. Aș vrea să-mi fac niște... Coc. Fă-mi niște cafea. Ce cu pot să-mi fac? Foc. Așa am. Avem ce găsim pe aici. Mâncare de. Uite radio. Ce-l faci? Mă curentează? Eram sigur. De ce s-a așa bătut în cap câteodată? Băi, băieți. Nu-mi zic că mă dă iar de la șchiopul ăsta, că mă... Îmi dau și-o seama, boss. Mamă, cât s-a lupi. Și nebun. Câteodată pleacă sunetul la plimbare, da, nu-și lege. Hai mă, frate, mor, mă moară.
aproape. M-a zgâria, m-a rupt pe genunchi. Uite cum merg. M-a rupt pe genunchi. Nu mai pot, uite cum văd. Ce mă enervează. E super ciudățică chestia asta, adică... Ia stas, maș. Am, bre, am, taci. Ia vin omul cu aici, băga mira și-n tine să te descentrezi. DJ Ghost. Stai că eu știu pe aici, să nu mă vadă. Creier. Hai mă, mă lași. Am scăpat. Scăpat. Am scăpat, nu mă mai duc la electrocastric, electro de astea în viața mea. Și e bun. Trebuie să-mi fac și o mâncare, cum am zis. Cook. Trebuie să-mi fac niște cafea. Ce-i mă asta? Nu carta. Hai să vedem ce e pe aici. Știu că poți să găsești multe chestii pe aici, de... Mai ales mâncare și chestii. A, uite, din asta de pus la... Mănuși. Bun. Nu. Dă-ți seama asta. Uite-l pe ăsta, mort, ăia, mă, l-am văzut. Știu că-i too heavy, boss, las că le aruncăm acum, stai ca... Aia zic, boss. N-am mai avut așa ceva până acum. Să le iau ca să le pun acum, nu, că înțelegeți voi. Și... Ia, să vedem ce mai e. Fiindcă nu caut în cuvânt, prin urmă, dar... Nu... Eu trebuie să am viața full, efectiv, pentru... Ce îți fac, că... Oare o să am nevoie de asta? Nu cred. Ne-a zis mai bine. Oare ești afară? Să am grijă la... Astea le iau că le pun pe foc. Aia zic. Aia, așa, stau pe un foc. Haine, dacă... What the fuck, am închis asta din greșeală.
soare s-a stins. That should help warm things up. Sunt mai niște lemni, niște... Punem aici. Mai avem de aici de traia. Nu e problemă de război. Cântă ceva, dar nu știu ce cântă. Eu mereu uit că-s cu voi, ce știu să atent la astea, la chestiile astea aici. Așa. Aveți, aveți. Cortat ce ai. Hai să mai punem la asta acolo. Hai să acolo. Am uitat cafeaua pe ăla. Așa. Să bem apă. Avem 2 litri de apă la noi. Ia, haide să ne îmbrăcăm. Șoșoni, drop. Drop. Wear. Așa să înghețați, frate. Mai bine uzi puțin decât... Drop. Mi-a dat o geacă nouă. A, dar nu... E ok asta, gen. O arunc asta, că nu... Așa, hai să... Dormim. Cum pun s-o acolo? A, mănușile să le pun. După aia o să uit. Drop. Oi, sac de dormit. Hipotermia, Ruiz. Mi-a trecut. Yes, bă, bă, yes. Bun, hai să bem apă. Hai să bem apă. Încerc să o consum de... Haideți, băiți! La treabă! N-am căutat prin sărăcia asta, da? Nu cred că e nimic interesant. Hope nobody needs this anymore. Iax! Să le arunc. Deci ce mi-ai da așa ceva în inventar în primul rând? Hai. Ulu. Ce-o-i poți să
Am lăsat mațuri pe jos, băieți. Noi trebuie să luăm cumva... Stai, dacă vie lupii după noi acum. Sunt noapte... Era cum era. Ok. Yay! Yay! Avem șosete. Spanara. Sunt bune. Nu ai nevoie de ele, bune. Hai. Noi unde trebuie să mergem? Deci... Perfect. Pinchel. Metal spray? Ah, zbandaj, vezi că-s bune astea. Uite bonfire-ul. Nu-i trebuie, o să pun pariu că o să-mi trebuiască încolo, nu? Salutare, măi băieți. Ce mai faceți voi? Băi, de-am jucat o grămadă, cred că am o oră, două de asta. Dar, na. Asta am putut și noi. Să luăm încolo. Reprind. Ce lupul? L-am văzut. M-a văzut. Dar de ce vii mereu după mine în paștele? Pleacă! Am tras un copac din greșeală, sau îmi bag picioarele. Am trecut pe gloanțe. Nu știu pentru ce să iau. Acolo sunt munți. N-am putut să iau pe acolo, cum pare. Vezi, poate cadă în asta. Parcă văd. Pic. Da, încolo n-am prins. Vreau să ajung să iau ăla, băieți. Nu vreau să opresc episodul. Pentru că nu prea au. Trebuie să urc acolo, să o iau pe pod, gen. Tam, 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 tam. No, no. No, 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 no. Poarta e închisă, mă, ca vaș gurița voastră. Trebuie să pot să o deschid. Hai, că pot să o deschid, dacă e. A, ba da, pot să o deschid. Încă te ține minte. Știu că aici mi-era mie fricuță să mai ies, că știam că vine ursul după mine. Gata, nu mai vine ursul după noi. Nici lupi, nimic. Suntem safe. Sper. Suntem foarte bine. Avem mâncare, apă, ochi. Tempera, ochi. Vedere, nu ochi. Zii! Cred că pe aia avem 20 cu 18 cu încă 30, cred. Pe acolo avem, nu știu. Nu cred că avem o oră, nu știu dacă avem o oră. La 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 la. Uita. Barosani! Să trăiești. Era fain să poți să-ți dai tame la unul și era prietenul tău, gen. Avec, nu puteți sta. Acolo trebuie să o iau. Salut, Barasane. Nu, că nu vrei, lasă, că nu vreau să fiu prieten. Nu suntem prieteni, stai calm. Nu m-au văzut, nu? Nu stau iar să trag după el. Sincer. Iar n-am chef. Uite altul. Băi, băieți. Stai că... Eram...
curios, dar nu mă mai las la opțiuni, la ceva, dar nu mă mai... Hai să luăm și noi niște de astea. Nu, pot să trag, da, de asta așa atent, pot să trag. Gen, trage singurul. La la la, e la la la, e la, e la, uite om. Am ajuns. Lupi, lupi. Casa ca... Salut. Nu cred că vrei să ne întâlnim, nu? Zic așa. Adică nu-ți place fața mea, eu mie nu-mi place fața ta. Zic, ăla s-a omorât iepurașul. Ăsta, nu știu ce-i cu el. Mai sunt vreo 150 pe aici. Dacă mă vede ăla, am bat picioarele în gura lui. Nu? Ar duce și în spate, dar... Nu prea am... Bă, a, vedem ceva, dacă găsim ceva interesant. Un cap de ornitorin, des. Nu. Nu, lăsați. Nu. L-am văzut spirul ăsta asta. Nu vreau. E aici, uite. Băi, sincer, chiar nu mai am nevoie de mâncare. O să iau doar asta. Am foarte, prea, am prea mult, efectiv. Sincer. I can use this later. Adică, sincer, prea mult și nu... Nu are rost efectiv să car chestiile astea după mine. Vrei, mama, n-ai bine telefonul. Da. Alo. Ce vrei? Da. Ce să facem, băieți? Ne sună și nu răspund la telefon. Vreau și-o și haine. Noi. Dacă se poate. Aia zic. Aia zic, când zici ceva, să ne plinească, Moș Crăciun. Hai să luăm oameni. Întâi să ne îmbrăcăm. Să vedem ce putem să ne schimbăm după noi. Minus 30% apă. Aruncăm. Uir. Aruncăm. Perfect. Și uite al tornitoring, mâncava-și gura voastră. Ce și pana mea a făcut pana la voastră? Looks like one little detail got missed in the trapper's legend of the old bear. Ce-i băi băieță asta? Must be something I can use to fix it in that old machine shed. Să muriți voi. Să muriți voi așa de-ați făcut jocul, că eu trebuie să mă întorc înapoi. Păi eu n-ajung vium. Nu știu, am impresia că o să vină ursul după mine, dar nu știu. Așa. Nu, că... Mi-e frică, Doamne, mie frică. Nu, zic așa. Ca idei, nu, că... Doamne, ferești. Ăștia, prietenii mei lupi, unde sunt? Sincer, n-am mers mult. Haide să nu fim răi. N-am mers așa mult acum. Adică am mers puțin. A fost decent. Dar știți că în drumurile scurte duc la... De-astea cum sunt reușite.
Așa că eu mă accept la orice din partea domnilor care au făcut acest joc și cred că trebuie să mă bat cu acel lup. Uite, am șopăt viața full. Și o să mă vadă, o să-mi audă când clâncă-ni oala la cur, gen bang, 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 bang. Da, na, atât am putut, uite, pași, să mei. Uite, acolo avem adita și aici am bocanci. Pre 3. Si... Bă, băieți, să-mi apără bine. S-a salvat jocul. Na. Ai, de acum. Dumnezeu, cum e la? Fuge ursul. Ne mănâncă. O să trag, o să trec o glămadă de gloanță. Rămân fără gloanță. O să rămân singur, o să mor. Nu o să pot să-l bat că n-am gloanță. Îi dau cu spirul în cap. Să latră câinile. Mai avem, mai avem puțin. A, deci puțin să mărim pasul. Încă n-am înțeles de ce-i pus-o poarta asta aici, dar... Na. Eu n-am umbră, eu nu exist, practic. Adică, vedeți-vă că aici trebuia să fie umbra mea. Și noi. Da, nu. Chiar nu-i văd rostul la poarta asta. Sincer, poți să intri pe acolo. Sincer? Chiar mă interesează, o să las poarta asta deschis. Sincer, sincer, vă zic. Adică... Dar înainte o chideam, ziceam, mamă, să fiu și eu, băia, bă, hai, bă. Băieți ăștia-s băieți buni cu mine, că mă pun să merg 10 ani pe jos. E băieți buni, nu e problemă. Ce aveți? De acum cred că o să trebuia să mă mai întâlnești cu prietenul meu, ursul, nu? Zic, că mi-a dat spirul. Zice jocul, a, gata, ești pregătit să te bați cu un urs, că ai un spir totuși. Și arma asta e degeaba, gen, știi ce zic? S-a auzit un lup? Mi-a părut bine, băieți, să ne cunoaștem. Au, la mănânc, om. Da, ar trebui să mai mergem pe crouch câteodată, nu? Zic. Ușe-mi bate oalele alea. Astea poți să-l iau, dar nu. Nu am ce să fac cu el. Poți să fac supă sau ce, nu mă știu cum ce fac cu el. Ce-i asta? Nu știu. Uite ce m-a inspirat, tu scopilul în gură. O eu bine, mă? Ai, că am luat-o bine de toți bani. A, ba da, mă, uite-o în alții. O, fug, că... Unul la mână-i zăpadă, doi la mână dacă fug nu văd lupii. Dacă-i văd și așa puși pe lângă, zici că trag după lopată, deci... Și da, ai, atât am putut și eu, băi, atât am avut buget pentru canalul ăsta, să fiu eu care vorbește și care să joacă, în rest, era bun canalul ăsta dacă nu eram eu pici, așa că, da, știți cum e, acum cu ce putem, pe ce parte am venit, a, eu am venit pe altă parte, mă, pe partea asta trebuie să intru. Aici trebuie să fie gaură la parte. Da, am. Băi, băiatule. Ma, prea bun, prea bun, prea bun, prea bun. Zic, cu ce au ieșit ăștia de au plecat? Mâncau v-aș gura. Zic și eu. Că mi se pare că a ieșit cu dita mai chestia. Aici trebuia să ajung, nu? Zic și eu. Și că trebuie să mă duc la o... I make a little beer, make it mission, raise regent, hold, așa. Trebuie să fie un banc din ăla, cred
cred să fac chestia asta. Ia stați așa. I. Unde e ăla? Băi, nu mi-arată la inventar? Nu cred. Nu cred așa ceva. Ba da, uite-l. Actions. Nu Harvest, doamne! Am făcut, parcă țin minte că am mai făcut o dată așa și am stricat ăsta. Și am rămas cu ochii în soare, că nu mai vei efectiv ce să-i faci. Cred că afară trebuie să-l fac la bancul ăla, ia stai. Sau? Nu știu exact ce trebuie să fac. The beast defeat, rescue my missions, to find a street battle, legendary answers, or predator. Da, m-am înțeles, dar unde, gen, să fac asta? Afară? Ia stai. Aici? Asta nu-i banc de lucru, what the fuck. Lincoanei, ce ai în capul ăla ăsta, mâncați-aș gura. Hai să căutăm un banc, ceva. Nu văd de ăsta, că tot suflă. Pana mea. Îmi dau cu virgulă, sincer. Două secunde și... Bă, băieți, am făcut și spirul aici. Gen, l-am făcut mămășic. Improved hatchet, improved knife. Ia, mă. Hai că mă rog cu ciocanul pe aici, aici. Hai că vă rog cum faci ceva ce și ai. Uite. Îl faci mai bun. Haide. Și... practic l-ai făcut super mișto. Și cam atât. Și acum l-avem și în mână. Trebuie să dăm cu el. Ce să-și faci? Da. Haide să mergem. Până... Bă, băieți, cam ăsta a fost episodul. Pentru că și deoarece... doresc, cred că am editat o grămadă. Și noi ne auzim data viitoare cu noi episod când mergem la Florin. Și cam atât. Noi ne auzim data viitoare cu noi episod, deci din Dan Lock Dark, ca de obicei. Și dar nu știu încă cum se folosește ăsta. Gen. Stai așa cum mergi. Gen. Așa. Până data viitoare, v-am salutat și v-am pupat.